Se caută manager pentru școlile viitorului. Ministrul Educației organizează cel mai mare concurs de directori care să transforme unitățile de stat. Dacă vor trece examenul scris, candidații vor susține și un interviu la care vor participa inclusiv specialiști în resurse umane, iar întrebările vor fi din manuale de management, o premieră în sistemul de stat. Dar cei care vor fi admiși vor putea aduce schimbări reale abia din toamna lui 2022. Candidatul pentru postul de director sau director adjunct trebuie să fie absolvent cu diplomă de licență, profesor titular și cu o vechime de 5 ani în învățământul preuniversitar și să nu fi fost lucrător sau colaborator al securității. Examenul este format din probă scrisă eliminatorie, programată în vară, apoi în toamnă un interviu în fața unei comisii. Vor fi întrebări scurte cu răspunsuri scurte. Vor fi întrebări logice, vor fi întrebări legate de realitățile din sistemul de educație, alături de întrebări care vor verifica abilitățile cognitive. La propunerea ministerului, candidații vor fi evaluați și de un specialist în HR. Ne interesează să știm cum a abordat el o speță dificilă, cum a abordat el un conflict. Este foarte important să știm dacă el are abilități bune de comunicare, dacă poate să pună această balanță între emoțional și rațional. Managerul unei școli ar trebui să găsească soluții, să se ocupe, de exemplu, de infrastructură, de cursuri de formare pentru profesori, de activități și cursuri pentru elevi și linii de finanțare. Iată ce ne spune Teodora Simion, directoarea primei școli Smart din mediul rural din România. Ocupă această funcție de 3 ani. Cu întreaga echipă din școală am făcut foarte multe cursuri legate de management și leadership și apoi alte cursuri legate de proiectele pe care le avem în implementare în cadrul școlii. Viforel Dorobanțu a avut un plan de schimbare a școlii din localitatea Curcani. În mandatul viitor, piatra mea de temelie stă în includerea școlii în rândul școlilor pilot. Încercăm să găsim acele discipline, acele modalități de a preda discipline cât mai apropiate de ele. Categoric nu este suficient acest pas. Pentru viitor trebuie să luăm în calcul mult mai multe aspecte. De exemplu, este evident că trebuie să ne gândim cum formăm oameni pentru managementul școlar, trebuie să ne gândim cum îi susținem. Anul acesta vor fi scoase la concurs aproape 10.000 de locuri. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.